Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara, a reacționat în urma acuzațiilor apărute în presă, potrivit cărora instituția ar fi pierdut banii europeni pentru proiectul Green Line Valea Jiului, prin care urmează să fie implementat un serviciu de transport public ecologic între localitățile din zonă. Proiectul nu a fost finalizat până la data de 31 decembrie 2023, însă a fost aprobat spre etapizare de ADR Vest, deci nu s-a pierdut finanțarea europeană, a declarat Laurențiu Nistor în cadrul unei conferințe de presă. Proiectul Green Line Valea Jiului, preluat abia în 2022 de Consiliul Județean Hunedoara, nu este în pericol de a pierde finanțarea europeană, deoarece pe componenta 1 implementarea este de aproape 50%, iar pe componenta 2 de peste 90%. Și acest proiect, după ce am preluat la Consiliul Județean, l-am dus la situația care este. Și eu îți mulțumim că pe componenta 2 avem 91%, și că pe C1 avem 48%. Sunt foarte mulțumit. Proiectul ăsta nu rămâne la nivel de intenție. Proiectul ăsta rămâne la nivel de proiect, se va termina la timp. Până în luna iulie, sperăm să trivează, nu eu cu mașinile, cu care aș vrea să leagă proiectul să facă. Și primarii care susțin că nu pot să facă alte proiecte, că a perturbat pămin și să-și retragă lumile de proaste și nu simt. Costel Avram, administrator public al județului Hunedoara, demontează la rândul său acuzațiile potrivit cărora administrația județeană ar fi nevoită să suporte din fonduri proprii finalizarea proiectului. După ce Costel Avram a devenit lider cu ghilimele de rigoare, am refăcut proiectul. Proiectul inițial, care era inițial de pe din Valea Jiului, reieșea că Costel Avram trebuie să pună undeva la 20 de milioane de lei bani care erau neeligibili. În condițiile acestea s-a schimbat proiectul, 4 milioane de lei a rămas neeligibil. În iunie a fost semnat contractul și suntem nu bine, foarte bine, iar Consiliul Județean nu pune nici un ban în plus decât a fost în proiect. Fazarea a dus la rezolvarea problemelor și, cum spunea și domnul președinte, la nivel de țară sunt probleme cu toate proiectele de mobilitate. Finalizarea proiectului este etapizată pentru o perioadă de un an, însă administrația județeană dă garanții că Valea Jiului va avea transport public local ecologic încă din această vară.